Bună ziua și bine v-am regăsit la emisiunea Romi pentru România. În această ediție îi avem invitați pe Marian Daragiu, subsecretar de stat în Ministerul Educației, și pe Daniel Vasile, prim-vicepreședinte al Asociației Partida Romilor Pro Europa, alături de care vom discuta despre comunitățile de rom din țara noastră, dar și despre problemele pe care membrii acestora le întâmpină în traiul lor de zi cu zi. Înainte însă, haideți să urmărim noutățile acestei săptămâni la rubrica InfoRom. În Parlamentul României a avut loc de curând dezbaterea Europa și Romii, evaluarea eficacității politicilor destinate incluziunii romilor. La masa rotundă, găzduită de Comisia pentru Afaceri Europene a Parlamentului, s-au strâns atât parlamentari cât și activiștii romi, reprezentanții ai principalelor ONG-uri care luptă pentru drepturile minorității rome. Discursurile participanților la dezbatere au avut ca punct de plecare politicile europene și naționale de incluziune a romilor. Aș vrea ca dezbaterea noastră să aducă, să dea niște semnale, să dea niște semnale și pentru guvern, pentru că suntem în Parlament și ar trebui să fie sensibil și guvernul la ceea ce se întâmplă și ce spunem noi și cerem, și pentru societate. Cred că PNRR-ul, de exemplu, ar fi trebuit să producă un nucleu de măsuri, de soluții pentru această temă a noastră de care discutăm astăzi. Și, din păcate, nu s-a întâmplat. Am văzut și raportul european, comul pe care îl avem astăzi ca pretext de discuție. Diagnosticul este corect, ca și în strategia noastră națională. Rețeta însă, după părerea mea, nu este completă. Deci cred că este nevoie să facem un efort comun și mă bucur că au venit colegii de la Ministerul Afacerilor Europene. Mulțumim. Să facem un efort comun, pentru că finanțarea ar trebui să mergem la o finanțare de fonduri europene mult mai solidă. Trebuie să recunosc cu tristețe că am avut mari speranțe la început și, până la urmă, responsabilitatea principală a mea este că nu s-a întâmplat ce intenționam să se întâmple. E interesant să vedem dacă și cum putem să îl facem operațional pe acest punct național de contact pentru romi. Ce mi-a reușit în parte, cât din populația romă trăiesc fără apă curentă, nici n-am curat să vă spun, 68% scrie la mine, poate s-au mai îmbunătățit între timp, dar e ceva horror, nici nu pot să mă gândesc la așa ceva. Da? Mai am și alte cifre, dar nu le mai spun. Deci avem cadrul legal, avem legea așezărilor informale, ANCPI-ul are fonduri pentru cadastrare sectorială, se pot face lucruri pentru treaba asta, trebuie să intrăm în comunități și să le explicăm că nu vrea nimeni să știu eu, dacă au temeri că ia cineva acasă, vine o rudă. Nu, există cadrul legal, putem să facem, nu dezvolt acum, urmează când ajungem la punctul ăsta să vedem ce se poate face. Una dintre soluții, așa cum se cuvine la nivel politic, pe care guvernul ar putea să o îmbrățișeze rapid, este aceea ca toți acești bejeriști, cum îi numim noi, experți pe problemele romilor din cadrul prefecturilor, să fie preluați în organigrama Agenției Naționale pentru Rom, care, potrivit hotărârii de înființare și funcționare, este organul de specialitate al Guvernului României în zona de elaborare a politicilor publice, deci ar putea să-i preia Agenția Națională pentru Rom,
Și ulterior ei să-și desfășoare activitatea în cele 41 de județe ale țării plus municipiul București, fără să mai existe sincope, fără să mai existe această lipsă de continuitate în activitate și evident în rezultate. Am reușit atunci când s-a alcătuit, de fapt când s-a elaborat programul de guvernare, să transmit un document, vi l-am transmis și dumneavoastră, și vă mulțumesc pentru că ați inserat în actualul program de guvernare o serie de obiective pentru minorități în general și în particular pentru minoritatea romă. Unul dintre obiectivele asumate era urgentarea adoptării proiectului de lege pe care l-am inițiat pentru înființarea primului Muzeu Național de Istorie și Cultura Romilor din România. Între timp, legea a fost adoptată, a fost și promulgată. Suntem în etapa, domnule vicepreședinte Ghica, potrivit dispozițiilor din cuprinsul legii, în care Guvernul României trebuie să identifice, înțeleg că a identificat, o clădire pe care ulterior să o transmită ca și imobil cu destinația muzeu Agenției Naționale pentru Rom, pentru că agenția va fi, sau practic muzeul va funcționa cumva în coordonarea Agenției Naționale pentru Rom. Deputatul minorității rome, Cătălin Manea, a punctat câteva măsuri extrem de importante din noua lege a educației, acestea fiind menite să îmbunătățească viața persoanelor de etnie romă prin intermediul educației. Principalele prevederi fac referire la protejarea elevilor care se află în risc de excluziune, mai exact la copiii și tinerii care fac parte din comunitățile de romi vulnerabile. În cazul mamelor minore, pentru ele se vor aloca suplimentar, în mod obligatoriu, posturi de mediatori școlari. Alte priorități subliniate au fost investițiile în comunitățile socio-economice dezavantajate, combaterea segregării în școli, precum și noile condiții de încadrare a inspectorilor școlari pentru romi. Totodată, conform legii în vigoare, programa școlară pentru gimnaziu și liceu cuprinde studiul istoriei, dezrobirii și deportării romilor ca disciplină opțională. Numărul celor care termină clasa 8-a se apropie de 95%. Ulterior, numărul copiilor care aleg să urmeze în învățământul preuniversitar, fie ruta profesională, fie o rută teoretică sau vocațională, tinde către zero. Ăsta e un fenomen nu izolat, este un fenomen care se petrece în marea majoritate a comunităților din mediul rural. Abandonul școlar după clasa a 8-a. Una dintre soluțiile pe care vi le propun este aceea să aducem la nivelul școlilor gimnaziale, să aducem din județele respective profesori și să înființăm niște clase, fie pentru liceu tehnologic, fie pentru învățământul profesional, unde? În acea localitate. Și așa ne vom asigura că acei copii vor dobândi niște competențe și vor putea mai târziu, atunci când vor deveni adulți, să fie pe picioarele lor. Duminica trecută a avut loc la Slatina, la Casa de Cultură a Sindicatelor, adunarea generală a Partidei Romilor Pro Europa, filiala OLT. Scopul întâlnirii a fost alegerea președintelui filialei județene OLT și a Consiliului Director Județean al Partidei Romilor Pro Europa. La eveniment a participat președintele organizației Nicolae Păun, prim-vicepreședintele Iulian Paraschiv și secretarul general al Partidei Romilor Bogdan Paraschiv. Printre reprezentanții de seamă care au luat cuvântul s-au numărat președinții Partidei Romilor filiala Gorj, Nelu Pavel, filiala Dolj, Romeo Tiberiade, filiala Vâlcea, Alexandru Diamant, filiala Mehedinți, Daniel Ionescu, consilierul local al Ministerului Educației, Marius Căldăraru, și președintele onorific al filialei OLT, Kurt Sandu. Dintre invitați s-au remarcat prin discursuri prefectul județului OLT, Mario Lucian de Mezzo, și vicepreședintele Consiliului Județean OLT, Ionuț Ivan. Avem multe de învățat de la dumneavoastră despre cum putem să fim noi uniți, așa cum dumneavoastră sunteți, despre cum succesul unei familii este succesul unei comunități, despre felul în care să rămânem unii lângă alții atunci când este bine sau atunci când lucrurile pot fi mai bune. Vă felicit pentru lecțiile acestea pe care
Vă felicit pentru lecțiile acestea pe care dumneavoastră, comunitatea dumneavoastră, ni le predă nouă și mi-aș dori ca, așa cum ne spune Bunul Dumnezeu, cine are urechi să audă, cine are ochi să vadă și să fim, dincolo de un partener al dumneavoastră, să fim un învățăcel de la lucruri, al lucrurilor bune pe care dumneavoastră ni le predați prin felul dumneavoastră de viață în fiecare zi. Este o zi foarte importantă pentru asociația dumneavoastră, o zi în care vă decideți viitorul, în care dezbateți așteptările pe care le aveți de la noul lider, dar și de la noi, autoritățile județene. Așadar, rolul nostru astăzi, dincolo de mesajele de susținere, este acela de a prelua așteptările dumneavoastră și a le transpune în decizii. Astăzi sunt aici pentru a vedea care mai este interesul dumneavoastră a romilor din Olt de a veni în marea echipă și marea familie a Partidei Romilor. Partida Romilor a rezistat 30 de ani și rezistă în continuare. În acești ani, cred că ați văzut cu toții că am încercat să sensibilizăm clasa politică românească să fie atentă la problemele cu care ne confruntăm. Adunarea Generală a Partidei Romilor Pro Europa, filiala județeană Olt, s-a bucurat de o participare numeroasă a membrilor și simpatizanților din regiune. Cristina Mihai a fost aleasă în funcția de președinte al filialei Olt, Anca Bălcescu în cea de secretar general al filialei, iar Marius Căldăraru a fost votat vicepreședinte. Președintele organizației de tineret Olt a devenit Giulia Petrian, iar funcția de președinte al organizației de femei a Partidei Romilor, filiala Olt, i-a revenit Mihaelei Sandu. Totodată a fost ales și Consiliul Director. Pot să vă asigur că mă voi folosi de întreaga mea experiență profesională, de pârghiile care îmi sunt puse la dispoziție prin prisma instituției prefectului, a Partidei Romilor, de sprijinul colegilor din echipa de la Partida Romilor, atât din regiune cât și de la centru, pentru a putea găsi soluții și rezolvări la multitudinea problemelor cu care comunitatea noastră se confruntă. Așa cum arată structura voastră, pare să fie una promițătoare. În schimb, spun la modul cel mai sincer al lucrurilor că Oltul este un județ care poate să aibă o formă de organizare extraordinar de bună, exemplară, aș putea să spun. Ce vrea Partida Romilor? De ce se organizează atât de bine la nivel de țară? Păi, de exemplu, aici în Olt, acum aveți o echipă, da? Dacă nu realizați, ce vă spun eu acum este dramatic. România se va dezvolta. Vreți, nu vreți, România se va dezvolta. Vreți, nu vreți, standardele educaționale vor crește. Vreți, nu vreți, va trebui să avem din rândurile noastre, din copiii pe care îi trimitem la școală, va trebui să avem viitori doctori, viitori polițiști, viitori judecători, viitori procurori, viitori pompieri, viitori, eu știu, primari, viitori consilieri municipali. Noi trebuie să ne formăm o elită, o societate cu care să ne mândrim, să fie un exemplu pentru generațiile următoare. Nu are cum, spunem noi, cei de la partidă, că bârfele ne lasă reci. De ce? Că nu ne interesează bârfele unuia sau altuia. Niște descreierați care nu sunt purtători de creier. Pe noi ne interesează cum va arăta următoarea generație, pentru că vrem, nu vrem, nici tradiționalii nu mai sunt tradiționalii care erau odată, că nu mai merg ei cu căruța. Asta vă cer vouă, să-mi fiți aproape, ca să putem să introducem în programul de guvernare și câteva probleme care sunt ale noastre. Adică educație, sănătate, dezvoltare comunitară, reprezentativitate, cultură,
discriminare? Asta încercăm să facem, pentru ca și noi să evoluăm odată cu România. Adunarea Generală a Partidei Romilor Pro Europa, filiala județeană Olt, s-a încheiat cu mesajul președintelui Partidei Romilor Nicolae Păun, care a făcut un nou apel la importanța educației și a sănătății, factori determinanți în crearea unei elite rome, într-o Românie aflată în plină dezvoltare. Așadar, ne-am întors în studio unde le spun bună ziua invitaților mei de astăzi, domnul Marian Daragiu, subsecretar de stat în Ministerul Educației și vicepreședinte al Partidei Romilor Pro Europa. Bun găsit, domnule Daragiu! Mulțumesc pentru invitație, bună ziua! Și domnul Daniel Vasile, prim vicepreședinte Partida Romilor Pro Europa, vă spun bun găsit, domnule Daniel Vasile! Invitații mei fac parte din echipa centrală de conducere a Partidei Romilor și au niște ani buni de experiență în teritoriu, respectiv activitate civică, activitate de teren, activitate în cadrul comunităților de romi. Iată că astăzi vreau să abordăm în discuția noastră tema comunităților de romi, situația actuală, dar și viitorul lor. Știm cu toții cum arată o comunitate de romi, nu tocmai așa cum ne-am dorit, cu toate problemele din interiorul acesteia, și aș începe cu dumneavoastră, domnule Daragiu. Atunci când vorbim despre comunitățile de romi, cum ar trebui să arate o astfel de comunitate cu o populație mare de romi, astfel încât să putem spune că este o comunitate ideală? Atunci când ne gândim la o comunitate dintr-o perspectivă ideală, aș avea în vedere cel puțin trei perspective. În primul rând, m-aș raporta la această comunitate prin comparație cu vecinătatea. Aș vrea să văd care sunt diferențele, dacă există discrepanțe, dacă există deosebiri între comunitatea la care facem referire și comunitățile din împrejurim. Dacă în această comunitate lucrurile nu stau bine, dintr-o perspectivă, să spunem, a infrastructurii, dintr-o perspectivă a dezvoltării, dintr-o perspectivă a accesului pe piața muncii, de exemplu, dintr-o perspectivă a participării la educația copiilor, atunci trebuie să ne punem niște semne de întrebare legate de cauzele care afectează procesul de dezvoltare a unei comunități. O altă perspectivă este cea care vizează, să spunem, indicatorii de calitatea vieții. Și aici lucrurile sunt foarte simple, dintr-o perspectivă sociologică sunt indicatori foarte clari cei care vizează, de exemplu, accesul pe piața muncii, indicatori care vizează bunăstarea, speranța de viață, indicatori care ne arată foarte clar ce se întâmplă cu o comunitate și apoi și acolo, văzând care sunt cauzele, putem să acționăm la nivel cauzal. Iar dintr-o a treia perspectivă, m-aș uita la o comunitate din punct de vedere al participării la propria devenire, la actul decizional. Sunt membrii acelei comunități în postura de a decide pentru propria lor viață? Sunt ei participanți activi, cetățeni activi la propria dezvoltare? Sau sunt doar într-o zonă de asistență socială, într-o zonă de a fi deserviți, într-o zonă pasivă? Cred că acestea sunt cele trei mari perspective pe care le-aș avea în vedere atunci când privesc o comunitate din acest punct de vedere, cel al dezvoltării ei. Așadar, așa presupunem că ar trebui să arate o comunitate de romi, însă noi știm, domnule Daniel Vasile, mă îndrept și către dumneavoastră, o comunitate de romi de cele mai multe ori arată la polul opus, da? Deci acolo unde începe comunitatea de romi se termină și asfaltul, acolo unde intrăm într-o comunitate de romi vedem oameni care pur și simplu sunt la limita sărăciei. Din păcate, astea sunt vremurile în care trăim, nu ne ascundem după deget, pentru că știm foarte bine cum trăiesc romii în multe zone sărace ale țării și nu sunt puține. Așadar, o comunitate de romi mi-arată, așa cum am descris-o și dumneavoastră, domnule Daniel Vasile, din experiență, și știu că am fost și împreună și cu dumneavoastră și cu domnul Daragiu în comunități de romi. Subliniat așa doar o mică parte din problemele actuale. Acum aș vrea să subliniez un lucru evident în mesajele pe care misiunea dumneavoastră le transmite către comunitățile de rom și către populația majoritară. În sensul că există o diferență. Unii politicieni o numesc discrepanță, dar noi vorbim de diferențe majore între modul de viață al populației majoritare și modul de viață al comunităților de rom.
Noi am încercat pe cât posibil și prin intermediul emisiunii dumneavoastră să găsim o justificare, să găsim o explicație. Explicația constă în statutul istoric al comunităților de rom pe teritoriul fostelor principate. Adică cei 500 de ani de sclavie care și-au lăsat adânci urme, urme adânci au lăsat în comunitățile noastre de rom, apoi acea pagină neagră a istoriei noastre, deportarea romilor în Transnistria. După care, perioada comunistă. Toate aceste etape istorice au creat o diferență majoră. Care s-a și păstrat în timp. Care s-a perpetuat, am dus-o mai departe. Clasa politică a majoritarilor au continuat acea politică venită din istoria fostelor principate. În sensul că am avut niște comunități de romi care au fost așezate la marginea societății, la marginea urbei, la marginea orașului, la marginea satului, la marginea comunei. Și atunci s-au creat acele comunități așa zise informale, care sunt enclave, sunt ghetouri, acolo unde apa nu ajunge, acolo unde sănătatea nu ajunge, acolo unde educația este mai de proastă calitate. Și s-au creat aceste așezări ale romilor unde nu găsești acte de proprietate, unde nu găsești acte de stare civilă. Apropo, fac o paranteză, potrivit Constituției și legilor care guvernează acest stat, se spune că cetățenia română se dobândește prin naștere și se face dovada cetățeniei cu actul de identitate. Foarte mulți cetățeni români de etnie romă nu pot face această dovadă. Nu neapărat că nu pot face dovada cetățeniei, nu pot beneficia de drepturi și de obligații, nu pot încheia un contract legal pentru a fi colectate resturile menajere, gunoiul. Nu pot încheia... că nu au acte de proprietate, acte de identitate și... Nu pot încheia un contract cu Enel-ul, cu, pentru, eu știu, lumină, pentru da. Electricitate. Și atunci noi trebuie să intervenim de fiecare dată, să găsim tot felul de artificii pentru a înlătura această diferență majoră care o regăsim în interiorul aceleiași comunități, acelui sat, comună, oraș, între populația majoritară și populația de romi. Oamenii probabil se întreabă cât va mai dura. Deja vorbim de sute de ani, de perioada robiei, de perioada celui de-al doilea război mondial și chiar după. Deci ne îndreptăm, eu știu, către care-i direcția către care ne îndreptăm, pentru că au trecut atâția ani și acum, sinceră să fiu, dacă o mamă ne urmărește, care are 3 copii acasă și vrea să-i ducă la școală, se gândește a doua zi ce le pun în ghiozdan, să aibă a doua zi la școală un pachetel de mâncare, se gândește ce le gătește pentru a doua zi, că ea poate lucrează cu ziua. Deci sunt lucruri concrete care nu-și găsesc răspunsul și tot încercăm să găsim soluții, dar se pare că nu este ușor. Ce-i spunem mămicii respective? Trebuie să înțelegem cu toții că persoanele care se află într-o situație de excluziune socială, la marginea societății, cu resurse minimale de subzistență, fac de altfel tot ceea ce ține de ele să poată să aibă o viață mai bună. Întrebarea se pune, au la îndemână resursele, au la îndemână pârghiile cerute astăzi de societate pentru a face și performanță, pentru a-ți crește nivelul de viață, pentru a putea să fii predictibil în așteptarea unui venit pentru ziua de mâine, sau rămânem doar în zona de a supraviețui? Cum reușesc să mai trec de la o zi la alta? Și aici statul român este cel care trebuie să răspundă. Poate că noi ca societate ar trebui să învățăm mai mult, odată în plus, faptul că atâta timp cât sunt cetățenii acestei țări care se zbat între sărăcie și supraviețuire, se zbat la limita societății, problema nu este doar a lor. Și nu doar această categorie vulnerabilă este afectată, ci noi ca societate suntem afectați. Iată cum avem nevoie de exemplu, câteva exemple concrete. Avem nevoie de copii care să meargă la creșă, să meargă în grădiniță. Acolo înseamnă cadre didactice care se aștepte. Acolo înseamnă o infrastructură de bază. Practic, societatea are nevoie de așa ceva. Avem nevoie de copii care să-și ia examenele de evaluare națională. Avem nevoie de copii care să intre pe piața muncii. Angajatorii se uită în stânga și în dreapta și caută
angajați pe alte piețe sau îi aduc din alte țări în condițiile în care în România avem o populație importantă care se află într-o zonă latentă, o zonă neexplorată, neexploatată. Despre această categorie socială vorbim atunci când ne referim la politicile publice. Este foarte, cum spun, este de dorit, este obligatoriu ca din echipele care implementează, care creează mai întâi aceste programe, care le implementează și le evaluează, este foarte mare nevoie de specialiști romi care să fie prezenți de la proiectarea unui program până la momentul în care îl evaluezi. Eu aș acuza România și acuz România. Eu nu am permis să fac lucrul ăsta, nu am de lipsă de viziune politică. Uh-huh. Atenție. Acuz România și clasa politică de lipsă de viziune politică, pentru că în urmă cu ani când discutam de aceste mirovolante, minunate fonduri europene și proiecte care vin să elimine această diferență, această discrepanță între... Nu aș numi o discrepanță. Ăsta e termenul politic. Aș numi o condiții diferite de viață între populația majoritară și populația de romi, fie ele economice, fie ele culturale, fie ele de domeniul sănătății. În acele momente, noi am atras atenția și am spus clasei politice și populației majoritare către ce ne îndreptăm. Și uite că astăzi trăim acele vremuri. Enclavizarea unei populații tânără, tinere, enclavizarea unei populații care dorește să devină cetățeni activi. Ne afectează pe toți, practic. Plătitori de taxe societate și impozite. Da, da. Iată că aduce în România o altă politică decât cea firească, decât cea normală. În loc să introduci pe piața forței de muncă acești cetățeni români crescuți, educați în cultura, în civilizația și cu religia spațiului în care te dezvolți tu ca națiune, prefer să aduci tot felul de programe europene, să faci tot felul de experimente care nu au ca scop introducerea acestei populații tinere, și vorbesc de romi, pe piața forței de muncă. Deși Banca Mondială îți spune, domnule, România pierde anual 1 miliard de euro. De ce? Că nu integrează romii pe piața forței de muncă. Și atenție, aceste lucruri se întâmplau la momentul la care România adera la Uniunea Europeană și avea fonduri atât de preaderare înainte de 2007 și de aderare pentru a înlătura aceste probleme sociale cu care se confrunta România. Și astăzi suntem în situația în care aceste comunități enclavizate, fără apă, fără infrastructură necesară unui trai decent, fără o educație care să răspundă nevoilor comunității, adică o educație clar, de calitate. Nu poți să ajungi la nivelul de performanță. O educație, da, de calitate. Nu poți să ai performanțe economice la care România tinde. Și din acest motiv, eu spun în felul următor. Suntem lipsiți de viziune politică când vorbim de o clasă politică matură cu un proiect, cu un program de țară. Ăsta este și motivul pentru care noi, organizația noastră, vom lansa în următoarea perioadă acea viziune politică pe care o punem pe masa guvernanților, care se referă la acel titlu pe care îl lansăm în emisiunile noastre și pe care îl vom regăsi în congresul organizației noastre de pe 5 noiembrie. De pe 5 noiembrie, cel mai mare congres, cea mai mare adunare generală organizată vreodată de o organizație de romi. Titlul este Rom pentru România. Lansăm acest program și îl punem pe masa guvernanților și proiectăm noi acele enclave, acele ghetouri, acele comunități informale, cum vor arăta în următorii 20 de ani. Și v-ați referit și la tineri, pentru că de cele mai multe ori tinerii n-ar vrea să-și părăsească țara și ar vrea să rămână, eu știu, alături de familii, să rămână în țară, să muncească, să... Știți, de multe ori auzim conceptul, nu știu, de bază, ce copii nu vor să meargă la școală, bază, vor să meargă la școală. Nu, conceptul de bază se referă, doar atât vreau să spun, la un cetățean activ. Un cetățean plătitor de taxe și impozite, un cetățean de etnie, un cetățean român de etnie romă, care își aduce contribuția la dezvoltarea societății prin plata taxelor și impozitelor, ceea ce înseamnă că romul
cetățeanul român de etnie integrat română pe piața este muncii? Integrat pe piața muncii, are acte de proprietate, are contracte cu toți prestatorii de servicii publice, apă, canalizare, acces la educație, acces la sănătate. Iată că sunt niște lucruri aparent simple, dar în esență destul de complicate și vă propun să luăm o scurtă pauză și să revenim la discuția noastră după câteva minute de publicitate. Am revenit la discuția noastră. Alături de mine în studio este domnul Marian Daragiu, subsecretar de stat în Ministerul Educației și vicepreședinte Partida Romilor Pro Europa, precum și domnul Daniel Vasile, prim-vicepreședinte Partida Romilor Pro Europa. Domnilor, rămăsesem cumva datoare către domnul Daragiu cu un răspuns, nu? O completare, să-i spunem așa, la cele spuse de domnul Daniel Vasile. Vestea bună pentru privitorii noștri, rom sau neromi astăzi, este că au în față reprezentanți ai unei organizații care poate să stea cu fruntea sus și să arate că în România, romii pot să fie oameni integrați. Suntem romi care am beneficiat de suficiente resurse și de un context absolut normal ca să ne dezvoltăm firesc și normal. Deci nu este vorba de o problemă legată de incapacitatea comunităților de romi sau a membrilor comunităților de romi de a se dezvolta sau despre o lipsă de voință, ci este vorba simplu accesul la resurse. Iar dacă noi am reușit în viață și suntem astăzi contributori cu taxe plătite la stat de ani de zile, suntem în direcția corectă doar pentru că am avut posibilitatea să beneficiem de resursele firești pe care statul român le pune la dispoziția cetățenilor săi. De aceea vorbim despre cât este de important ca fiecare comunitate de rom, aceea izolată, dincolo de deal, dincolo de calea ferată, la marginea pădurii, la marginea comunității, în afara comunității, acolo trebuie să existe suficiente resurse și așa cum spuneam și în prima parte a emisiunii, curentul electric, apa potabilă, lucrurile foarte simple de altfel, trebuie spuse la îndemâna cetățeanului, pentru ca fiecare cetățean al acestei țări, indiferent de etnie, dar acum vorbim specific despre aceste comunități izolate, să poată să acceseze resursele comunității și să poată să devină pentru țară un stâlp, un cetățean cu drepturi egale și obligații care decur din aceste drepturi. Mie statul român nu mi-a oferit nimic. Eu dacă am reușit în viață, eu am reușit ca urmare a resurselor acumulate de familia mea, adică de mama, de tatăl meu, de frații mei, prin eforturi proprii, ca urmare a exercitării unei profesii liberale, am contribuit... Profesia dumneavoastră este de avocat. Da, am contribuit la plata taxelor, impozitelor. Nu am beneficiat nici de o zi de internare. În sistemul de educație pot să spun că am beneficiat în perioada comunistă. Taxele la facultate mi le-am plătit din banii părinților mei. Când am intrat în profesia de avocat, nu mi-a dat nimic statul român, adică nici roba nu a trebuit să mi-o achiziționez. Daniel aici îmi ridică la fileu și trebuie să fiu, adică, să fiu în această... Dacă îmi permiți, Daniel, doar o singură completare. Te rog. Acum, pentru că m-am întors în timp. Da. Și eu, părinții mei s-au mutat din comunitatea de romi, aceea marginală, izolată, când eu aveam 8 ani. Și ne-am mutat, de fapt, în comunitatea majoritară. Nu, așa am beneficiat de resursele comunității. Nu, dar până acolo a fost efortul, într-adevăr, efortul părinților. Trebuie să spunem și poate că dacă nu se producea schimbarea asta, nu se știe ce. Dar trebuie să spunem clar telespectatorilor, pentru că lipsa asta de viziune politică despre care eu am vorbit în cazul, sau majoritatea cazurilor în proporție de 80-90%, că noi doi nu facem parte din rețeaua Soros, ca să spunem lucrurilor pe nume, adică n-am beneficiat de burse majore și de intervențiile pe care le-au avut alți colegi. Noi, cei de la Partida Romilor, n-am avut niciodată un proiect Soros, Moros sau ceea ce au, ați de lucrurile care propriu au beneficiat. Da. Noi am fost prin propria noastră voință
cei care am rupt barierele, cei care am dorit să aducem un exemplu în comunitățile noastre. Și vreau să spun că acele comunități care au înțeles mesajele pe care le-a transmis organizația noastră, sunt unele comunități care au reușit prin forțe proprii. Chiar dacă au reușit cu sprijin politic un consilier într-un consiliu local să aducă bunăstare în comunitate, adică să aducă proiecte de infrastructură, chiar dacă avem astăzi comunități de rom care au înțeles că politica poate schimba viața comunității, cum este Slobozia Bradului, unde din 13 consilieri, 12 sunt de etnie romă și au adus... Asta pentru că este o pondere foarte mare a populației de rom. O pondere foarte mare de rom. Da, corect. Respectivă. Dar regăsim foarte multe comunități în care mesajul ăsta și exemplul ăsta poate fi multiplicat. Fie că ai un singur vot în consiliul local, fie că ai majoritate în consiliul local. Important este să participi la actul decizional. Important este să vii să completezi această lipsă de viziune politică cu măsuri concrete care să aducă bunăstare la fel ca în rândul populației majoritare. Că tot vorbeai tu de acel areal, de acea comunitate, că nu vreau nimic altceva decât dacă este asfalt pe strada principală la primărie de care beneficiază trebuie populația și comunitatea cealaltă, evident. Trebuie să existe și în comunitatea de rom, pentru că asfaltul aduce copilul la școală cu ghetuțele curate. Ați adus cumva discuția despre această reprezentare a romilor la nivel local, județean. Cât de important este ca romii să fie reprezentați, haide să zicem, întâi la nivel local? Pentru că de cele mai multe ori știm cu toții, vine campania electorală, se duc în stânga, se duc în dreapta, sunt oameni ușor influențabili. Adică întotdeauna s-a întâmplat așa. Romii au fost cam o masă de manevră, după care s-au simțit... tot, cum s-ar spune, pe spatele lor s-au simțit aceste probleme venite din greul celor discutate. Doamna coordonator, noi să puneți punctul pe ei, iar noi suntem datori față de telespectatori să mergem în aceeași notă. Fără a generaliza, există o formă de cinism la nivelul reprezentării politice a romilor în România, formă de cinism din partea celor care coordonează activitatea politică la nivelul unei localități. Este mult mai ușor să lucrezi cu o comunitate foarte săracă din perspectiva influențării acestei comunități și a lăsării ei, a părăsirii, a acceptării că rămân acolo, în acea zonă marginală unde se vor mulțumi de fiecare dată cu foarte puțin, decât să-i invizi la masă și să fie parteneri de dialog. Pentru că ei vor veni în primă fază cu probleme, cu nevoi, cu necesități, pentru că aceasta este realitatea din aceste comunități. Ei bine, peste această formă de cinism, cred că este vremea să trecem ca societate și să înțelegem că nu ne mai putem fura singur căciula. Nu putem să fim o națiune care să stea cu fruntea sus din perspectiva reprezentării politice a tuturor categoriilor de cetățeni ai săi, atâta timp cât lăsăm la o parte zeci, sute și mii de cetățeni ai acestei țări. Cetățeni români, cetățeni europeni. Născuți, este singura țară, exact. Este țara în care ne-am născut, țara pe care o iubim, țara la care ținem, țara în care ne-am crescut copiii și nu plecăm nicăieri de aici. De aceea cred că este momentul ca, și asta face Partida Romilor Pro Europa, asta face de atâția ani, dar iată că din ce în ce mai mult vocea noastră se aude. Vrem să fim parteneri de dialog, parteneri la propria dezvoltare și prezenți în toate forurile de decizie, acolo unde se decide practic soarta noastră. Nu putem să mai rămânem într-o zonă... Firesc, de altfel, da. Este un lucru firesc și democratic, valabil pentru oricare țară cu pretenții de țară europeană. De aceea cred că suntem într-o direcție corectă prin mesajele pe care le transmitem celor care ne privesc. Nu dorim nimic în plus, dorim doar să fim parteneri pentru a ne asigura că și contribuția noastră contează și că nu așteptăm de la alții ceea ce trebuie să facem noi. Dar pentru aceasta trebuie să stăm la aceeași masă pentru a decide împreună binele acestei țări. Am putea să dăm chiar și exemple unde sunt comunități reprezentate nu la nivel local, de primari de etnie romă, unde sunt consilieri locali, unde avem mediatori școlari, mediatori sanitari. Da, exact. Cât de mult contează în aceste zone greu încercate până la urmă, cu foarte mulți oameni care au de suferit de pe urma faptului că au sau nu au pe cineva care să-i reprezinte. Acum, legat de reprezentarea politică, reprezentarea la nivel de decizie
și de influențarea vieții economice, sociale și culturale, sigur că s-au făcut foarte multe lucruri. S-au făcut foarte multe lucruri pe care, din dorința noastră de a vedea de la o zi la alta cum această diferență, această discrepanță, această între comunitățile de romi și populația majoritară este înlăturată, noi ne dorim, cu alte cuvinte, ce vreau să spun este că noi, reprezentanții minorității, liderii minorității, ne dorim ca toate lucrurile să se întâmple într-un interval foarte scurt de timp, adică mai corect spus, pe perioada vieții noastre. Adică cât trăim noi, vrem ca în toate comunitățile de romi să găsim bunăstare, să găsim cetățeni activi, plătitori de taxe și impozite, copiii să meargă la școală, să avem acces la sănătate, să avem acces la educație de calitate. Și până la urmă vrem niște lucruri firești. Vrem ca romii să trăiască în secolul 21, nu în secolul 20. Și atunci noi ne dorim aceste lucruri să se întâmple într-un interval cât mai scurt de timp. Însă prin eforturile liderilor, prin eforturile reprezentanților fiecărei comunități, s-au făcut pași foarte mari. Foarte mari. Adică noi vedem pe perioada vieții noastre și știm comunități în care am lucrat, în care am fost prezenți cu diverse programe, fie guvernamentale, fie europene, fie naționale, vedem că lucrurile se schimbă de la o zi la alta. Acele resurse umane rome care știu să facă legătura dintre comunitate, comunitatea izolată, marginală și tot ceea ce înseamnă aparat administrativ, tot ceea ce înseamnă oportunități legislative, programe, măsuri, burse sociale, burse educaționale, toate acele pârghii pe care le poate folosi o persoană în afară. Da, Marian, dar trebuie să fii, cum să spun, corect cu telespectatorii și să le spui că fie mediatorul sanitar școlar, ori expertul în primărie a fost angajat tot cu decizie politică. Adică organizația noastră, în baza colaborărilor politice, fie la județ, fie pe plan local, i-am făcut să înțeleagă pe politicieni, pe decidenți. Avem nevoie de mediatori școlari. Este important să aibă un mediator sanitar în comunitatea de romi, să ducă mesajele și programele de sănătate în comunitatea de romi, la fel și cu programele pe educație. Pentru că altfel nu știm ce s-ar fi întâmplat fără acești oameni, adevărul ăsta e. Este foarte important să pentru că altfel nu facem decât să întărim niște stereotipuri negative, cum că există oportunități, dar ele nu sunt accesate. Ei bine, diferențele culturale, faptul că o familie sau mai o comunitate întreagă are un nivel de educație precar și nu știe să interpreteze legi, nu știe să interpreteze programe, nu știe cum să acceseze acele măsuri, revenim la povestea inițială. Ai nevoie de măsuri adaptate, dar și cineva care să ți le traducă, să te ajute să le poți accesa. De aceea este important, Daniel, și sunt perfect de acord cu tine, prin decizie politică să ne asigurăm că sunt cât mai mulți dintre romi care sunt implicați în acest proces de dezvoltare al comunității, ocupând poziții diferite, fie la nivel de decizie, fie la nivel de execuții. Care sunt cauzele sărăciei, le cunoaștem. Cred că este vremea să trecem la fapte și să acționăm direct la cauze, pentru că acelea sunt cauzele care ne vor perpetua acest fenomen al sărăciei. Să fie găsite soluțiile și puse în practică. Eu îți propun ca și cauză să te joci cu mintea politicienilor români care decid cine se angajează, cum se angajează, ce program accesăm, ce program dezvoltăm. Joacă-te cu mintea politicienilor români și explică-le următorul lucru, că în următorii 50 de ani România are nevoie să integreze pe piața forței de muncă 2 milioane de cetățeni. De unde ia cetățenii? De unde? Întrebări la care din trebuie să medităm. Din zone de conflict, că tot trăim așa ceea ce trăim, ori din Asia îndepărtată, cu un alt nivel de civilizație, cu un alt nivel de cultură, cu o cetățenie asumată la nivel de Asia și cu alte valori. Adică ceea ce spui tu, Daniel, este să ne uităm în propria ogradă, unde avem forța de muncă latentă, care trebuie exploatată, explorată și să ne bucurăm că sunt cetățenii noștri. Nu numai trebuie să ne uităm, trebuie să luăm niște decizii politice înțelepte, astfel încât pe un program de 5, 10, 20 de ani, acei cetățeni să poată să fie activi, absolut. Să poată să devină
plătitor de taxe și impozite și să-ți acopere nevoia de personal legat de cele 2 milioane de cetățeni români care trebuie integrați pe piața forței de muncă. Despre și ajungem din nou la cele spuse de dumneavoastră puțin mai devreme, Rom pentru România, cum Rom spuneați România. Că se numește programul, proiectul care va fi cunoscut sau se va face cunoscut în cadrul congresului de pe 5 noiembrie anul acesta. Pe final, un minuțel, tot aș vrea să vorbim despre acest congres, pentru că nu mai sunt foarte multe zile. Spuneți-ne cu ce vine nou, ceva ce telespectatorii ar trebui să cunoască. Păi, pentru mesajul organizației noastre este foarte clar. Cel mai mare congres care a fost organizat vreodată în istoria mișcării politice a romilor. Este cel mai mare congres. În cadrul acestui congres vor fi prezenți delegați din toate județele unde organizația noastră este reprezentată, în jur de 4.500-5.000 de reprezentanți, și în cadrul acestui congres, în afara problemelor legate de organizare și de așezarea organizației noastre, cum este și firesc obiectivele unei adunări generale, se lansează acest program Rom pentru România. Clasa politică, decidenții populației majoritare vor face parte din acest proiect, vor fi invitați să-și exprime un punct de vedere, pentru că ne dorim foarte mult ca această viziune a organizației noastre să fie preluată de cei care vor conduce destinele politice ale statului român. Iată o inițiativă unică, nu inițiată de Partida Romilor Pro Europa, al cărui președinte este domnul Nicolae Păun. Mai voia să spuneți ceva, vă rog. Vreau doar să adaug și eu legat de congres. Cred că suntem datori părinților noștri, comunității, și suntem datori cetățenilor români să arătăm la congres mii de oameni care sunt pregătiți să-și ia soarta în mâini, care sunt pregătiți să fie parteneri de dialog, care sunt pregătiți să devină parteneri instituționali, în așa fel încât cetățeni, indiferent de etnia pe care o au, să-și dea mâna pentru bunăstarea acestei țări. Vă mulțumesc tare mult pentru prezența la emisiune și ori de câte ori aveți noutăți în privința etniei rome, vă aștept cu mare drag. Doamnelor, domnilor, aici se încheie ediția acestei săptămâni a emisiunii Rom pentru România. Eu sunt Monica Cornea și ne revedem duminica viitoare, începând cu ora 10 la postul B1 TV. Până la următoarea noastră întâlnire, ne puteți urmări pagina de Facebook a emisiunii Rom pentru România, unde vă ținem la curent cu noutățile din viața romilor. Toate cele bune!